Aici, la Cluj-Napoca, Mihai Viteazul a luat ultima cină, înainte să fie ucis mișelește. Se întâmpla cu 433 de ani după atestarea documentară a Castrum Clus, numele latin al orașului. De atunci au trecut secole și 41 de primari peste administrarea municipiului inimă a Transilvaniei. Vitejia unui edil în zilele noastre ține de câte soluții inteligente, care să înglobeze și tehnologie, digitalul, reușește să impună funcționărimii din subordine. După ce el însuși mai întâi s-a autoconvins de beneficiile acestei metamorfoze a actului administrativ. Cum să nu-ți dorești să ai cont pe site-ul primăriei, când astfel poți cere și obține online peste 140 de acte, certificate, avize. Aviz ghișeomanilor. Mesajul este acesta. Cetățeanul poate să plătească tot ce are de plătit la primărie online și digital. Cetățeanul poate să primească tot ce ce dorește acasă ca act administrativ al primăriei în format digital. Primăria fiind acea interfață prin care vrem să-i aducem o calitate mai bună a vieții la Cluj și să trăiască la Cluj așa cum trăiesc și alții pe la Berlin, pe la Bruxelles, prin Londra, prin Paris sau prin alte, Viena, că e mai aproape de noi. De ce nu? Pentru că și noi suntem partea Europei. Astăzi, încă în România mai sunt ștampile, din nefericire. Fiecare ștampilă este o sursă de mică corupție. E o sursă de a enerva cetățeanul. Pentru că funcționarul public cu ștampila este un mic Dumnezeu, așa, pe la el, pe acasă. Iar cetățeanul stă și așteaptă în ștampilă să nu ștampilează foaia. În primăria Cluj-Napoca nu mai există ștampilă. Am închis acest capitol definitiv. Am trecut totul la nivel digital. De la femeia de serviciu până la primar, toți au semnătură digitală. 776 de funcționari au semnătură digitală calificată, aceea cerută de lege, cu nume, prenume, cu tot ce înseamnă forța juridică a statului. Portarul, femeia de serviciu, are o semnătură digitală avansată în InfoCet ca să-și poată face o cerere electronică de concediu, de zile libere sau de alte facilități, pentru că el nu semnează documente cu valoare juridică. Dar toți au digital. Dacă există un model în țară de oraș inteligent, ar trebui și celelalte orașe să încearcă să-l copieze. Copy-paste. Nu trebuie să reinventăm noi roata, ci doar să reproducem pentru a crește, de ce, eficiența existenței, eficiența orașului, eficiența serviciilor, eficiența funcționărimii. Totul se numește eficiență, da? Totul crește eficiența și, până la urmă, reducerea stresului îți dă un plus de timp care îl poți folosi pentru altceva. Timpul după ce este termin munca la serviciu în orașul din România, în care densitatea firmelor raportată la populație este exact cât media europeană, adică 53,4 la 1000 de locuitori, ți-l poți petrece, spre exemplu, în Piața Unirii, cea mai mare piață medievală din Europa Centrală și de Sud-Est. Sau pe prima stradă smart, apărută în România, două zone de digitalizare, iluminat inteligent, camere de supraveghere, irigare cu soft, Wi-Fi la liber. Strada Molnar Piuaru. Aici locuim aproape și în fiecare zi trecem aici. Peste de inteligentă. Ne jucăm, să joacă nepoata. Are acces la internet. În Cluj-Napoca, cele mai multe proiecte ce țin de inteligența tehnologică a administrării orașului, mai simplu și englezește spus, proiecte Smart City, sunt din categoriile Smart People 2, Smart Economy 5, Smart Environment 8, Smart Governance 12, Smart Living 13 și, lider absolut, Smart Mobility, 23 de soluții cu componentă digitală. Drept urmare, pe domeniul public domină senzorii de parcare, interconectați și controlați printr-un soft dedicat. Programul de a vedea toate locurile de parcare disponibile pe diverse panouri publice, digitale din oraș, câte locuri de parcare sunt în fiecare parking. Sau, dacă vrei să vezi pe telefon, câte locuri de parcare sunt libere la sol. Avem 1178 de locuri de parcare la sol pe care le poți vizualiza de pe telefon. Să știi, să nu-ți baze trei ori centru cu mașina, ci să știi exact unde să te duci ca să parchezi la un loc unde este liber în centrul orașului. Aplicația funcționează destul de simplu. Omul își instalează, desigur, aplicația pe telefon și în momentul în care dorește să își caute un loc de parcare, deschide aplicația, toate locurile de parcare libere din Cluj-Napoca care sunt dotate cu senzori, îi apare în aplicație. Selectează strada pe care dorește să parcheze, apropie și observă că sunt mai multe locuri libere de parcare. Apasă pe locul de parcare dorit și apasă pe navigare, care după aceea îl scoate în hartă și el primește indicațiile de orientare ca să ajungă la locul de parcare liber.
câte poate să rezolve acest concept numit IoT, Internet of Things, cel care stă și la baza transformării municipiilor din România în orașe inteligente. Biologic vorbind, iar asta mă exclude pe mine, în anumite situații, tehnologia digitală te ajută și să supraviețuiești ca specie. N-a pus să mai funcționezi dacă nu ajungi la el sau la ea în timp util. Eu acum o șterg. Să intre spotul. Clujeanul, odată revenit la parametri de funcționare normală, se poate plimba degajat ori se poate așeza pe o bancă inteligentă din parcurile orașului. Conectat gratis la internet, ozonat, el poate gândi și stabili cum își dorește ca primarul să-i cheltuie banii cu care a contribuit prin taxe și impozite la bugetul local. Bugetarea participativă este și ea o derivată a conceptului Smart City. Adică o parte din banii pe care cetățenii îi plătesc prin impozite și taxe, ei decid cum să-i cheltuim. Prin procesul de bugetare participativă online, ei propun proiecte în valoare de până la 150.000 de euro, se votează de către cetățeni și cele mai bune proiecte, că spații verzi, că sunt străzi, programul, de exemplu, autobuze școlare, a fost votat de cetățeni. Și astăzi vreau să știți că datorită programului autobuze școlare, peste 400 de mașini nu mai sunt în centrul orașului în fiecare dimineață, pentru că noi aducem copiii la școală cu autobuzele și ducem înapoi la școală, de la școală acasă cu autobuzele. A fost rodul unui proces de bugetare participativă. Deja în România putem spune că administrația locală a luat-o înaintea guvernului. Sunt soluții în orașe importante din România care ar face probabil multe guverne chiar din lume geloase pe succesul tehnologic. Chiar avem în comunități rurale din România, sunt comune din România care au adoptat tehnologia, care au educație inteligentă, care au o administrație inteligentă, adică poți să-ți rezolvi problemele cu primăria în mod direct și digital. Vom avea pe străzile orașului autobuze autonome anul acesta. Adică autonome care autobuze când au șofer. Dar asta nu înseamnă că în spate nu există un mecanism extrem de serios de a coordona, de a veghea, de a asigura siguranța cetățenilor în trafic și că acolo să avem controlul total, așa cum se circulă și pe alte străzi din Uniunea Europeană. Dar deocamdată va fi un program pilot de autobuze autonome care face parte tot din programul Smart City. Ca să obții un răspuns scurt la obiect și rapid de la ardeleni, ai zice cu prejudecată că te amăgești. Însă atât de mult s-a tehnologizat și depoluat transportul public și alternativ în municipiu, încât repondenta, aleatoriu aleasă, distruge mitul lălăitului ardelenesc la proxima întrebare. Îi smart transportul în Cluj-Napoca? Este. Este un adevăr și faptul că municipiul Cluj-Napoca este cel mai sigur oraș din România, pe locul 23 între orașele europene, devansând Eindhoven, Reykjavik, Lisabona, Madrid, Oslo. Să fie și datorită mobilității electrice asigurată polițiștilor locali? Ești smart și un om al timpului tău, pentru că te-ai uitat împreună cu mine la emisiunea Primăria sa Digitalul. Eminamente despre orașe inteligente.